aspectul ăsta. Acolo unde uh, ne dorim, vorbim în, uh, și, și explicăm, sau așa cum înțelegem noi, explicăm lucrurile care ar fi metaforice. În alt context zicem despre ele că vor fi reale. Cum împăcăm cele două elemente? Când alegem noi să spunem că sunt reale și când alegem să spunem că sunt uh, păi metafor metaforice? Eu am o explicație foarte simplă. Metaforic sau simbolic nu înseamnă nefizic. Înseamnă doar că realitatea este, adică una e simbolul, alta e realitatea. În spatele simbolului este o realitate, tot fizică, dar de o, altă, de o factoră mult mai amplă. Adică, nu știu, să vă dau un exemplu cu stema de Mercedes, da? Stema e un simbol, e o, e o stemă, nu e mașina propriu-zisă, dar nu e mai puțin fizică. Adică e tot fizică și se referă la ceva fizic, da? Chiar că e simbolic simbolică. Deci așa e și aici. Adică eu, eu cred că Apocalipsa este 99% simbolică, dar ea se referă la niște realități care vor fi, sunt doar descrise în haina aceasta simbolică și vor fi probabil mult mai glorioase decât au putut aceste cuvinte omenești să descrie.